În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată postare de pe jurnal de Reghin.ro a fost materialul despre activitatea de marketing de la fabrica reghineană de tractoare. Pe locul 2, în topul audienței, s-a situat materialul despre concursul la care a participat cu succes solista de muzică populară Alexia Ștelian, iar pe 3 regăsim știrea despre acțiunile derulate de polițiștii mureșeni pentru siguranța publică. Și pe pagina de Facebook de Reghin TV, cel mai mare interes l-a trezit materialul despre cum se promovează brandul fabricii de tractoare și utilaje agricole. Pe locul 2 s-a aflat știrea despre Alexia Ștelian și participarea la concursul internațional de interpretare a muzicii populare. Pe 3 s-a aflat materialul despre eleva Melissa Mărcuș, care a fost premiată de Clubul Rotary Reghin pentru rezultatul obținut la Olimpiada Națională de Limba Franceză. Detalii aflați accesând site-ul jurnaldereghin.ro sau pagina de Facebook de Reghin TV.